Așa cum vă reamintiți, am discutat în emisiunea trecută despre acest mare har pe care Dumnezeu îl are față de omenirea întreagă. S-a explicat atunci întâmplarea aceea cu femeia prinsă în păcatul de adulter și am dori în continuare să continuăm cu ceea ce se întâmplă mai departe. Desigur, am -a rămas o enigmă aici, în atitudinea Mântuitorului, pe care am subliniat-o, de fapt, pentru că el s-a plecat ca un copil și a început să scrie cu degetul pe pământ. Se naște aici o întrebare. Ce rost ar fi avut gestul acesta? Ce anume ar fi scris Mântuitorul cu degetul pe pământ? Pentru că părea mai mult un gest copilăresc. Și totuși, orice cuvânt, orice faptă, orice fel de gest pe care l-a făcut Mântuitorul era cuprins în Sfânta Scriptură și trebuia și din privința aceasta el să împlinească tot ce era scris. Am aflat cu bucurie ce anume a scris Mântuitorul cu degetul său atunci când s-a plecat și a scris cu degetul pe pământ, în timp ce oamenii, rând pe rând, au dispărut din locul unde au venit ca să opurească pe această femeie, toți se simțeau vinovați. În Cartea Profetului Ieremia, în capitolul 17, găsim o profeție. Și aceasta se referă la poporul evreu care l-a respins pe Mesia și care a fost clasificat în rândul celor care n-au parte de viața veșnică datorită răzvrătirii lor. În capitolul 17, Aflăm următoarele. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine și se scrie cu majusculă, și este vorba de persoana întâi, ce ce se abat de la Mântuitorul vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Așadar, în momentul când Isus a săvârșit gestul acela aparent copilăresc, a scris cu degetul pe pământ, a împlinit una din profețiile lui Zaharia, pentru că cei ce au venit să o pe femeie, erau păcătoși, l-au respins pe Mesia, nu i-au recunoscut nici calitatea și nici misiunea. Și Mântuitorul Iisus Hristos avea să scrie numele lor pe pământ. Ne aducem aminte cu bucurie despre, despre câțiva ucenici care au avut niște succese extraordinare în lucrarea de evangelizare. Au venit la Mântuitorul și au mărturisit cu multă bucurie și entuziasm: Doamne, până și demonii ne sunt supuși! Ca și cum celelalte lucruri ar fi fost niște mărunțișuri. Iar Mântuitorul le spune: Nu vă bucurați voi pentru aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Există oameni ale căror nume sunt scrise în ceruri. Există creștini a căror nume sunt scrise în cartea vieții și există creștini superficiali care intră în categoria celor ce sunt scriși pe pământ. Cei pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Cei ce aleargă după lucrurile firii n-au cum să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și în felul acesta observăm un lucru extraordinar. Toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine, după cum au și fost. Că în generația respectivă, în jurul anului 70, toți au fost nimiciți. Au trecut autoritățile romane cu armatele, cu tăvălugul peste Ierusalim și a făcut una cu pământul. Și nu au mai ținut cont nici de bătrâni, nici de femei însărcinate, nici de copii. Și n-au mai ținut cont nici de preoți. Toți au împărtășit aceeași soartă. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Eu sunt apa vieții, spunea Mântuitorul. Eu sunt pâinea vieții. Cine însetează să vină la mine și să bea. Și cel ce vine la mine și bea din apa aceasta, se va transforma un râu care curge continuu din inima lui. Și din inima lui vor ni râuri de apă vie și va beneficia de viața veșnică și va putea ajuta și pe alții să beneficieze, ducând această apă vindecătoare, așa cum ne-o descrie cuvântul lui Dumnezeu. Vine profetul în continuare și spune, privind starea aceasta a poporului, căzută în prăpastea fără de legilor, vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă tu și voi fi mântuit, căci tu ești slava mea. Nu există o altă cale de salvare. Nimeni nu ne poate salva de la moarte, de sub incidența legii, dacă nu-l cunoaștem pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Aici este un lucru extrem de important pe care îl continuă Domnul Hristos în conversația cu femeia. Așadar, nu te-a osândit nimeni, nici eu nu te osândesc. Du-te în pace, dar nu uita un lucru, ține-l minte toată viața, să nu mai păcătuiești. Și aceasta este rațiunea creștină după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, după ce ne-a iertat toate păcatele, după ce am beneficiat de harul lui îmbelșugat, să trăim o viață exemplară, să corespundă numele nostru frumos de creștin pe care îl purtăm cu viața noastră și cu preocupările noastre din fiecare zi. Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va mai umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Acum, dumneavoastră care ne-ați ascultat, v-ați fi putut pune întrebarea, pentru că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni cinstiți. Ați avut o responsabilitate pentru obligațiile de familie. N-ați acceptat compromisul. Să alergați după relații extraconjugale, să vă împrieteniți cu alți parteneri sau alte partenere. Dar vreau să spun că înaintea lui Dumnezeu există o situație tot atât de gravă. Uneori, chiar și pentru cei care niciodată n-au săvârșit păcatul acesta privind relațiile extraconjugale. Mântuitorul duce până la punctul extrem această vinovăție, această decădere morală, pentru că a fost cuprinsă și în decalog, să nu poftești nevasta aproape lui tău. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar în cazul acesta vreau să vă spun că am avut un dialog cu un om foarte vârstnic, foarte cinstit, un om moral, un om religios după tradiție, un om ireproșabil avea codul bunelor maniere foarte bine pus la punct. Se respecta foarte mult în comportamentul lui și era respectat și de către semenii lui. Și se considera că Dumnezeu n-ar avea niciun motiv să se certe cu el. Am avut un dialog și Dumnezeu a lucrat în chimie minunat pentru că l-a cercetat și așa cinstit și corect și un om moral. Având toate valorile morale câștigate prin educație și efort personal, până la urmă și-a dat seama că are nevoie de iertarea păcatelor. Pentru că Dumnezeu nu-i judecă pe oameni pentru virtuțile lor, ci pentru păcatele lor. Și în dialogul pe care l-am avut, am avut așa o discuție foarte interesantă. Și am spus. Mâine, poimâne, o să-ți tragă clopotele pentru că era un om vârsnic. De ce nu te-ai întors la Dumnezeu? Am fost un om cinstit. Am fost un om corect. N-am făcut rău la nimeni. Dar cât am putut, m-am străduit să fac bine oamenilor. Și chiar n-ai făcut niciun fel de păcat nici cu vorba, nici cu fapta, nici cu gândul. Poți pretinde lucrul acesta, că pe lungimea câtorva decenii, între naștere și vârsta aceasta înaintată, n-ai făcut niciun păcat. Și mi-a răspuns cu răspunsul tradițional. Acum, Doamne Sfântule, cine poate fi ușă de biserică? Întocmai ca și cum este imposibil ca cineva să trăiască o viață fără să aibă probleme de conștiință, fie de la nivelul gândului, fie de la nivelul comportamentului. Dar aici este vorba de un alt domeniu și anume un fel de relație extraconjugală care este luată în considerație ca un fapt împlinit, numai de la stadiul emoțional. Și aș vrea să vă citesc lucrul acesta l-a rostit Mântuitorul. Și dacă nouă ni se pare că este exagerat sau este nedrept, aceasta e problema noastră. Dar eu nu cred că Mântuitorul a greșit când a spus aceste cuvinte. Reamintește din nou preceptele legii în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cum adică? Ori și cine? Fie că este un om simplu, fie că este un om educat, fie că este o față bisericească. Oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, și în mintea lui acceptă ideea inspiritoare că persoana aceasta este mai frumoasă decât partenera lui de viață. Și ar pofti-o în inima lui și ar fi în stare să se actul acesta dacă i s-ar ivi ocazia. Oricine gândește în felul acesta, a și săvârșit prea curvia în inima lui. Și atunci am intrat direct în subiect cu persoana aceasta și am spus. În atâtea decenii în care ai trăit, niciodată nu te-ai uitat la o persoană atrăgătoare, frumoasă. Ba mai ales cum au femeile în zilele noastre obiceiul să umble îmbrăcate foarte sumar și să stârnească interesul bărbaților. Parcă ar fi o anumită provocare și voită provocare. Și lucrul acesta este un păcat. Pentru că Biblia ne îndeamnă să fim cumpătați în toate lucrurile. Nu numai în gândire, în purtare ci și investimentație, să nu fim motive de provocare pentru cineva și mai ales pentru oameni care sunt ușuratici și care sunt gata să fie tulburați numai de la nivelul emoțiilor pe care Dumnezeu le ia în considerație ca pe niște fapte săvârșite dacă ai ajuns să poftești în inima ta. Dragul meu, mă adresez acum foarte direct bărbaților, ați scăpat vreunul teafăr, să nu vă uitați la o femeie pe care să o poftiți. Este un har de la Dumnezeu să-i privești pe oameni ca și creația lui Dumnezeu și să n-ai tendințe și manifestări și impulsuri dobitocești căutând să treci peste rânduiala pusă de Dumnezeu, căci nu degeaba a fost creată familia. Aș dori din adâncul sufletului să ne găsim în culpă cu toți, în mod cinstit, dacă vrem să fim corecți înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, vrând, nevrând, am avut ocazia să privim, dar este important cu ce ochi privești. Și aș vrea să închei acum cu altă secvență, dar numai o secvență din cadrul subiectului. O femeie prostituată a venit la Mântuitorul, avea haine transparente, Mântuitorul era un tânăr excepțional. N-avea nici o deficiență fizică. Era un bărbat frumos, inteligent, sănătos, robust. Și femeia aceasta prostituată s-a gândit, poate mai găsesc un partener. Și s-a dus la Mântuitorul să-l ispitească. Și l-a găsit. Și pe când l-a găsit, a început să-l sfredelească cu privirea, iertați-mi expresia, l-a sfredelit cu privirea aceea seducătoare, că femeile au un fel de magnet, nu mai a rămas surprinsă că în ochii tânărului din Galileea n-a găsit răspuns. A întâlnit ochii lui Dumnezeu, care a compătimit-o și a fost milă de ea. Și când Mântuitorul a privit-o, a cunoscut gândul și intenția pe care o avea. Și aceasta era Magdalena. Oamenii s-au zăpăcit în zilele noastre. Au inventat tot felul de inovații pe seama Mântuitorului. Unii au îndrăznit să spună că Isus ar fi căsătorit cu Magdalena. Nu mai avea cu cine să se însoare decât cu o prostituată. Dar Biblia ne spune așa de corect. După ce a întâlnit ochii Mântuitorului, așa ceva nu i s-a mai întâmplat în viață. N-a făcut priză. Și atunci au ieșit din ea șapte draci, șapte demoni care i-a amplificat poftele acestea dobitocești. Cât de mare este Harul lui Dumnezeu, că până la urmă a devenit o uceniță dăruită lui Dumnezeu și a fost prima care a fost favorizată și după învierea Domnului s-a întâlnit cu Mântuitorul nostru Isus Hristos. Cel minunat lucrează Dumnezeu și vreau să spun din punctul acesta de vedere că există încă și în zilele noastre și pentru aceasta ne-au fost scrise aceste întâmplări particulare pentru că și în zilele noastre s-au amplificat foarte mult aceste tendințe. Ce să mai vorbim pentru că oamenii se căsătoresc, divorțează, au stadii de prietenie, se despar, se ceartă între ei, își caută alt partener și toate acestea legate la oaltă nu sunt altceva decât acte de călcare a legii lui Dumnezeu prin care se fac pasibil de pedeapsa cu moartea. Și în felul acesta, concluzia care se desprinde din această întâmplare este să stăm și noi în fața oglinzii și dacă n-am săvârșit păcatul acesta la propriu, să nu cumva să fim și noi implicați la nivelul acela, să fi păcătuit la nivelul emoțional atunci când am fost târâți și când ispititorul ne îndreaptă privirile și de acolo spune Domnul Hristos, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Decât să te uiți la o femeie și să o poftești, și să ai o relație extraconjugală, să devii pasibil de pedeapsa cu moartea, mai bine scoate ochiul acela. Și este numai figurativ că nu ne-a îndemnat să ne scoatem ochii, ci să ne păstrăm curați și mai bine să preferăm să ne pierdem vederea decât să săvârșim un păcat care să ne ducă la pierzare. Arabii ziceau că dacă ajung la Meca, unii dintre ei fanate scoteau ochii și nu mai voiau să vadă decât piatra de la Meca căzută din cer, să nu mai vadă alte lucruri de care să fie atrași. Păi noi avem o altă piatră venită din cer, piatra unghiulară. Și dacă ne-am întâlnit și îl cunoaștem pe Hristos, atunci, Doamne, preferăm mai bine să nu ne mai lipim de niciun lucru care ne atrage, ci să rămânem în permanență lipiți de scumpul nostru Mântuitor, care ne-a dus eliberare de plină. Poate că noi n-am avut șapte demoni, așa cum a avut Magdalena, dar vreo câțiva tot am avut. Am rămas surprins când un misionar din Occident a venit în România și a spus că Domnul a scos din el 700 de demoni. M-am privit la el așa ca la un copil de grădiniță și am zis, dar cine a avut timp să-i numere? Și noi zicem, dar de unde atâția demoni? Că nici nu sunt doi demoni, nu există demoni. Păi câte năravuri proaste și câte patim nestăpânite are omul. Atâția demoni au influență asupra vieții lui. Dumnezeu să ne curățească pe deplin, să ne dea harul, să ne putem bucura de o eliberare totală. Și iarăși revenim. Centrul subiectului nostru, în toate emisiunile noastre, este Mântuitorul nostru scump, singurul în măsură să ne elibereze, să ne ierte, să ne scoată de sub incidența legii și să ne ofere harul iertător pe care apoi să-l duce mai departe, așa cum ne-a poruncit. Duceți-vă la toată lumea! Faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i numele lui Isus Hristos, a Tatălui și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Rămân surprins când în zilele noastre există creștini care sunt împotriva propovăduirii Evangheliei și consideră că aceasta este o lege a prozelitismului. Creștinismul are rațiunea prozelitismului. Duceți-vă și faceți ucenici. Predicați Evanghelia la orice făptură. Stai dragă că avem lege constituțională. Nu avem nevoie de prozelitism. Păi prozelitismul poate să fie negativ sau poate să fie pozitiv. Bine ar fi să acceptăm prozelitismul, să se întoarcă toți păcătoșii la Hristos. Pentru că asta înseamnă a converti pe cineva la Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să ducem până la bun sfârșit această misiune extraordinară pentru care îți mulțumim din adâncul sufletelor și vă doresc și dumneavoastră, iubitele spectatori, să ascultați, dar acum să și meditați. Se spune un proverb românesc că noi ne tragem de la strămoșii noștri care au fost ciobani. Oile sănătoase nu pasc într-una, ci mai și rumegă. Domnul să ne ajute să medităm, să tragem concluzia și să ne schimbăm viața după voia lui Dumnezeu. Amin.